Bă, lasă-mă, n-ai tot oameni. Turiștii cazați în stațiunea Rânca au avut parte de o surpriză de proporții. Au adormit aseară într-un peisaj de toamnă, dar s-au trezit dimineață într-un tablou de iarnă autentică. Drumarii au fost în alertă și au intervenit pentru curățarea carosabilului pe DN67C. Și în județul Argeș a nins noaptea trecută pe Transfăgărășan, iar de dimineață pe șosea era un strat de 3-4 cm de zăpadă. Pe unele tronsoane s-au format troiene înalte de un metru. Șoseaua a fost închisă traficului pe 6 noiembrie. Tot platoul este acoperit de zăpadă, ceea ce face ca vizibilitatea să fie redusă la 15-20 de metri cel mult. A nins peste noapte și pe platoul Bucegi. Echipele Salvamont din Argeș, Dâmbovița și Prahova au anunțat că deocamdată nu există turiști în dificultate. Iarna și intră în drepturi, era normal, e perioada ei, cei care totuși merg la munte. Le recomandăm să aibă un echipament adecvat, să aibă un echipament care să reziste la temperaturi scăzute și la umiditate. Meteorologii au emis două atenționări, cod galben de vânt puternic în aproape toate județele și ninsori la altitudini mari. Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Transilvaniei. În zona montană va ninge la peste 1400 de metri și se va depune strat de zăpadă mai consistent în Carpații Orientali. Prima atenționare, care a intrat deja în vigoare, e valabilă până mâine dimineață, iar apoi va intra în vigoare un nou cod galben de vânt și ninsori, valabil pe arii mai restrânse până mâine seară. Luni dimineață temperaturile devin preponderent negative, dar și această răcire nu va ține foarte mult. La munte și precipitații mixte, iar în a doua jumătate a săptămânii din nou ninsori. Cam din 18 noiembrie vremea pare să devină tot mai rece. Săptămâna viitoare vremea se va schimba rapid de la o zi la alta și vom trece brusc de la frig la cald și apoi din nou la frig.